UPL vă recomandă Xanadu Fiton. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. O să schimbăm un pic zona de dezbatere, dar bineînțeles că tot despre agricultură vorbim, despre PNS. O întrebare de la doamna Cristina Popa. Ce părere au colegii din punct de vedere economic? E rentabil să aplicăm la ecoscheme pentru cei 56 de euro pe hectar în plus? Domnul Gheorghiță, încep cu dumneavoastră. În primul rând și în primul rând, fiecare trebuie să-și facă socoteala în raport cu tehnologia, cu condițiile concrete și așa. Corect. Ca un răspuns direct, ca să nu fiu acuzat că aș evita, în condițiile mele la irigat, este rentabil, da, să lucrez terenul. Deci să aplic pentru ecoschema. Poate pentru altul la neirigat, într-o zonă foarte proastă, foarte săracă, ca și potențial de producție, cifrele să nu dea. Totul se face cu pixul mână. Și se socotește. Ce înseamnă ecoschema ca venit, ce înseamnă pierderea de producție aferentă. Și eu aș mai completa un aspect. Da. Fermierii întotdeauna se gândesc, sau parte din ei, că nu toți, se gândesc înainte de a pleca de la o linie de start, să gândesc la linia de sosire, la bani. Dar de la start și până la bani, obstacolele, e un drum. Da. Și ca să faci niște ecoscheme, trebuie să poți să le faci. Dacă poți să le faci, le faci. Dar dacă nu poți, mai bine renunți. Pentru că e mai complicat după aia. Aici partea proastă, în completare la ce zicea domnul Pană, și intrând așa un pic în nuanțele tehnice. Vedeți dumneavoastră, la ecoschema avem situația de anul ăsta care e particulară, că e pe derogare, deci 10% culturi leguminoase, da? E principala cerință. Și după aceea sunt celelalte, de diversificare și așa mai departe. Și de la anul, când teoretic, dacă nu se va mai aplica derogarea, vom avea 5% pârloagă, 5% leguminoase. Ce este de menționat este că pentru ecoschemă, la leguminoase este cu tratamente fitosanitare. A nu se face confuzie cu prevederile din GAEC 7 și 8, da, privitoare la plata de bază, care anul ăsta e cu derogare, nu se aplică, dar la anul va însemna 4% pârloagă sau a doua variantă, 3% pârloagă plus 4% leguminoase, ambele, și pârloaga și leguminoasele, putând fi cumulate în cifrele de la ecoschemă, dar leguminoasele pentru GAEC 7 și 8 sunt fără tratamente fitosanitare. Asta e una la mână. Și al doilea aspect, legat de leguminoase, avem diverse variante. Poți să ai leguminoase pe care ți le poți permite să le cultivi, majoritatea pun mazăre. E o cultură care nu prea e plătită. Ca asta este, nici pe piața mondială, nici la noi, e prost plătită. Și producțiile sunt an mai bune, an mai proast. Da. Altul care e la soia sau pune lucernă, s-ar putea să aibă alte venituri. Și atunci să-i convină. Mie la soia îmi convine la irigat. La irigat, da. Soia e pretențioasă, dar față de apă. Bun, hai că avem un telespectator, a sunat cineva, Iulian Solziu, din județul Olt. Bună seara! Bună seara, Zorzoliu mă numesc. Iertați-mă, o să vă dăm un miel. Ne spuneți când e ziua dumneavoastră de naștere și ne prezentăm. Da, când e la pasă de miel. Bun, acum eu m-am oferit de ziua de naștere. Sper că nu vă deranjează. Important e să-l primiți, că știți cum e. Aoleu, păi ziua mea de naștere este mai la toamnă. Bun, domnul Zorzoliu, da? Da. Am avut un coleg în liceu, Zorzoliu Valentin. Sunteți cumva rudă? Da, dacă este Valentin Vasile, este chiar fratele meu. Cred că e chiar fratele dumneavoastră, dar din Drăgănești, Olt, cumva? Stoicănești. Stoicănești. Ia uite ce mică e lumea, fără să ne vorbim. Așa mi-au scris colegii, nu ca să mă scuz, așa am primit mesajul, să știți. Deci, Zorzoliu mi-era ușor de reținut, pentru că am avut coleg chiar de clasă, Valentin Zorzoliu. Îl salutați cu ocazia asta. Da, vă rog. Mulțumesc, vă salut și el de partea mea. Aș dori să întreb dacă vecinii noștri care sunt agricultorii mai tineri decât noi au o certitudine că o să primească o subvenție mai mare la hectar și un preț mai bun la produsele pe care o să le vindem noi la vară. De ce noi doar stăm și vorbim la televizor și nu încercăm să facem ceva ca să punem către guvern o presiune să ne dea banii care ar trebui să îi primim? Pe care trebuie să-i primim, ce spune? Adică noi avem acum depozitat la momentul
actual grâu pe care puteam să-l vindem anul trecut cu 1,70 lei, acum îl vindem cu 1,20 lei. Da, haideți că uitați, să oferă cel puțin doi invitați să vă răspundă. Da, domnul Popa. Mulțumesc. Sigur că măsura pentru tinerii fermieri rămâne 50 de euro la hectar pentru 50 de hectare. Poate primi, dacă are suprafață mai mare, intră în aceeași regulă cu ceilalți fermieri. Dar pentru primele 50 de hectare pe care le are în exploatare, primește 50 de euro dacă are vârsta sub 40 de ani. Legat de... Nu am înțeles cu prețul la grâu, ce... Se face referire la Ucraina, să facem presiune... Asta era întrebarea, domnul Zorzoliu. Întrebarea era să facem presiune asupra guvernului, nu asupra Ucrainei. Știți ce o să spună guvernul? Noi suntem în economie de piață, că nu guvernul a zis să nu vindem asta vară. Nu cred că mi-a zis cineva să nu vindem. Și acum, dacă noi n-am vândut, să venim să aruncăm pe guvern. Nu. Guvernul poate să ia niște măsuri de sprijin pentru un fenomen care s-a întâmplat și fenomen general. Recunoscut până la urmă, la nivel european. La nivel european și care nu este vina noastră, nu e cauza noastră. Am vorbit până acum situația din Ucraina și care a dus la ceea ce s-a întâmplat. Dar... De asta v-am spus, noi am vrut economie de piață și suportăm și consecințele astea, luăm și partea negativă din societatea asta, nu numai cea pozitivă, că facem ce vrem noi. Și poate important de menționat, ca și telespectatorul să înțeleagă, este că acum, la ultimul Consiliu Agrifish, România, prin ministrul domnul Daia, a ridicat problema alături de alte patru țări privitor la impactul defavorabil asupra prețurilor în aceste țări datorită importurilor din Ucraina. Urmează, teoretic, la sfârșit de martie sau început de aprilie, se închide perioada acordată prin regulament și urmează o nouă negociere. Deja încep să apară poziționări care sunt contra, care sunt pentru. Din păcate, deciziile la nivel comunitar nu le poate face sau să le poată impune doar România. Adică când este corect, este corect. Când e vina guvernanților, e vina guvernanților. Ce pot face ei și să fie mai activi pe a reuși să creeze prin negocieri, prin schimburi, prin înțelegeri, o coaliție care să voteze un nou regulament mai favorabil și pentru noi. Dar rămâne de văzut. Dar din punctul ăsta de vedere, discuții există și a fost și o poziție oficială serioasă. Legat de măsuri, pentru toată lumea, ca să fie simplu, avem în felul următor. Subvenția de bază, avem subvenția redistributivă între 1 și 50 de hectare. Nu mai e cum a fost că luai pentru primele 30 de hectare. Acum iei doar dacă ai fermă între 1 și 50 de hectare. Va fi subvenție pentru tinerii fermieri sub 40 de ani, și va fi subvenția pentru ecoschema. Pe lângă asta vine sprijinul cuplat, care înseamnă pentru soia, pentru lucernă, pentru hamei, pentru ce mai este acolo. Și mai vin zonele astea condiționate. Constrângeri naturale. Unde valoarea, din câte am înțeles, e pe 25 de euro. Nu mai merge până la 45, cum a fost în vechiul PNS. Și la toate astea se mai aplică un ANT, care a fost și până acum, dar care se pornește de la valoarea de 50% și în ultimul an ajunge la valoarea de 30%. Deci e în scădere. Una peste alta, pentru foarte mulți fermieri, față de acea fost, subvențiile vor fi mai mici. Din păcate, ăsta e un eșec al României, fiindcă nu a reușit să-și negocieze o ajustare a subvențiilor, să creștem, să ne apropiem de Europa, nu să ne îndepărtăm. Da, asta e problema, asta e situația, de aici pornim. Bun. Păi asta era și întrebarea, de fapt, dacă îmi cer scuze, dacă vă trerup. Asta era întrebarea, de ce doar noi ne cerem scuze că, din păcate, asta este situația? Eu îmi cer scuze așa declarativ. Nu sunt nici ministru, nici secretar de stat, nici om politic, sunt fermier ca și dumneavoastră.
Doar că... Înțeles, dar de ce n-ar trebui să luptăm pentru treaba asta ca să nu ne mai cerem noi scuze pentru munca noastră? Pentru asta fermierul român trebuie să înțeleagă trei lucruri. În opinia mea, nu înseamnă că am eu adevărul absolut. Unu, să fie în stare să-și plătească o cotizație la o asociație, ca asociațiile alea să însemne ceva și întâi să începem să plătim și pormă... Dacă îmi dați voie, poate dumneavoastră plătiți, eu vorbesc la nivel de România, nu vorbim de noi doi. Știți că acum vorbim de toți, că degeaba noi doi dacă ieșim cu tractorul în stradă nu semnăm nimica. Dacă ies 10.000 de tractoare înseamnă ceva. Deci pe de-o parte să plătim cotizația, doi, să punem umărul, să ajutăm asociațiile astea, fiindcă noi tot avem pretenția ca asociațiile să se ocupe. Toată lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Ca asociațiile suntem noi fermierii. Și eu am de lucru, și domnul Popa are de lucru, și domnul Pană. Ce facem, facem în timpul liber. Mai citim, mai ne dăm cu părerea. Dacă vrem să avem angajați care să facă ce ar trebui, ăia trebuie să plătiți. Asta înseamnă cotizații. Și trei, trebuie să înțelegem un lucru. Când avem o problemă de genul ăsta, lucrurile se mai impun câteodată și prin proteste. Dacă la protest vin 5 oameni, 7 oameni și restul sunt pozează, pun poze din Maldive și din Seychelles, e greu să convingem populația că avem o problemă. E greu. Trebuie să o spunem franc. Adică și noi trebuie să ne vindem o imagine. Dacă vindem doar păsărele pe copăcei, asta avem. Asta e. Și patru, e ca o subsidiară, trebuie să înțelegem că mic, mijlociu sau mare, cam avem aceleași interese. Dacă unul zice, hăi, sunt cea, se alege praful. Și noi suntem în situația asta. Am înțeles. Păi înseamnă că noi, ca să ne educăm copiii, ar trebui să le spunem ce? Bă, dacă nu sunteți în stare să ieșiți în stradă cu tractorul, n-aveți ce să mai căutați în România. Nu. E până acolo, acolo sunt niște etape. Da, spunea sunt niște etape. Putem să ne schimbăm, putem să începem. De undeva. Poate trebuie să începem să vorbim cu prieteni, cu colegi care astea, să-i convingem, să se implice, să vină, să pună umărul și așa ușor, ușor să se creeze. Atenție, eu nu spun într-o asociație sau alta, sunt o grămadă de asociații, dar fiecare să-și găsească un loc unde bun, să se ducă. Bun, dar apropo de asociații, domnul Zorzoliu, spuneați că faceți parte dintr-o asociație, da? Da. Din ce asociație faceți parte? Orizontul Săicăneștilor, da. Care e înscrisă în ce? În la par, în ce e? E grup de producători sau asociație profesională, ca să ne lămurim? Nu e grup de producători. E grup de producători. Aia e altă treabă. Asociațiile profesionale sunt unde ne strângem fermierii ca să ne batem. Nu vă gândiți cu bâta, cu parul. Ne batem în idei, în argumente, cu ministerul, cu autoritățile și astea. Deci e altceva. Deci vorbim de asociațiile profesionale care reprezintă breazla, fermierii. Și sunt mai multe. Nu vreau să dau nume că să nu uit pe cineva și să mă reformă că nu l-am trecut pe listă. Dar oriunde v-ați duce, sunteți bineveniți și dumneavoastră și toată lumea. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, nu o să ne întoarcem la subiectul ăsta legat de asociații, dar totuși o întrebare aș avea pentru fiecare. Credeți că ar trebui impusă o cotizație obligatorie? Nu știu cum, că din subvenție, că de, nu știu, că asta după hectar, văd că cine vrea să o dea, o dă, cine nu o dă, iarăși nu o dă. Dom'le, ca să fie puternice asociațiile astea, da, să aibă un cuvânt și să fie luate în seamă și tu ca fermier să poți să te duci să-l tragi pe ăla la răspundere pentru că îl plătești. Așa vine și spune, ce mă, bă, timpul meu liber, te reprezint, mai faci și nazuri, atâta pot eu. Eu cred că fermierii care vor să ia subvenții trebuie să fie asociații. Nu ești într-o asociație, nu e subvenție. Să plătești, adică să cotizezi. Exact. Și nu poți să depui proiecte. Ați văzut și domnul Zorzoliu zicea că e în asociație, dar de fapt nu era nicio asociație. Fără fonduri europene, pică asta. Fără, dacă asta nu pică. Faci parte într-o asociație. De ce pică? Pică nu pentru că nu s-a mai pus problema asta și cu alte lucruri. S-a pus cu reținerea lucruri. La sursă, asta nu se poate. Cu... Da, se face să sesizare la Uniunea Europeană și o să vină răspunsul că nu. Bine, nu eu am zis-o acum într-un cadru general. Eu dar nu aș fi... Dar într-un cadru detaliat se poate. Nu aș fi. Obligativitatea asta sună altceva. Subvenția nu este obligativă. E bine să o facem. Tu către ce asociație vrei. Da.
Nu să-ți impună. Domn, Popa, unde crezi tu, dar nu mai să dai. Adică cum să oprească bani de la toți și să dea banii la o asociație? Nu, domnule, dumneavoastră personal, spuneți, domnule, eu vreau să dau banii către X. Să dați undeva. Ca la fondul de pensii. Nu, eu sper ca să vină, ne vină mintea la cap la fermierii români, care e greu să ne asociem. Asta este în firea și în structura noastră. Așa, vă rog. Eu știi că am condus o cooperativă, eu am înființat-o, e prima... Am activat-o în sensul, am eliminat tot și să rămână cei care știu ce înseamnă această asociație. Da? Să vindem 8 din 50. 8. Da? Care am vândut marfă. Deci cooperativă. Când am vândut prima oară, s-au blocat banca. Am sunat, zic, și domnule, stați așa, că au intrat o gândire. Cu ce vă ocupați acolo? Dar a intrat atâția bani. Că decât 30 ne-am zis, hai să vindem mâine grâu. Și a venit sumă mare de bani, pe 3-4 mii de tone de grâu. Când am văzut la cooperativă atâția bani, repet, m-au sunat și zic, vedeți, mă, băieți, ce înseamnă treaba, ce putere. Dacă și banca s-a crucit ce... Și de atunci vindem împreună porumb, acum care am zis, se vinde prin cooperativă. Se plătește cotizația, ne înscrim mai departe. Da, dar în... acum... Și aici nu va mai fi o problemă că nu se plătește, că nu participăm și toate cele... Cum? Păi da, dar s-a rămas sub și ăștia au fost buni. Da, surpriza știi care e? Că au venit la mine vreo 5-6 inși. Dom'le, stai puțin că noi n-am venit, că... De ce n-ați venit? Și care vor să vină acum... Păi că... vor să vină că au văzut rezultatele. Păi da, și care acum... acum păi, nu e bine să o luăm așa? La asociațiile profesionale e un pic o nuanță. Depinde de model. Eu nu spun că unul sau altul e neapărat câștigător. Franța, la care de multe ori ne uităm, ea este pe cotizație obligatorie. Toată lumea trebuie să fie membru undeva. Nu spune statul unde. Înțelegi asociația cu cine vrei, dar, să fie dar acolo ești membru și plătești cotizații obligatorie. Deci o plătești. Da, ești, domnule, ăia și în stradă. Că tot spune fermierul, domnule, de ce ies să ia în stradă? Păi da, ești, domnule. Da. Că au niște structuri bine ce puse la punct. La noi da. Ce pot să spun și este că și în România aici există un proiect de lege care se plimbă mai mult stă prin birouri decât să se plimbe după avize și după discuții. El ar trebui pus pe tapet, discutat și analizat. Vă spun eu de ce e domnul Gheorghiță stă proiectul ăla. Așa. E important ce spun. Eu, pe de altă parte, și știu că o să-mi iau înjurăturile de rigoare, dar sunt obișnuit. Am le împărțim aici în poate. Nu, am un frigider mare, mi-am cumpărat. Tomas, aveți și la de frigorifică ca să le țineți exact, la nu, tot, rece. Toate condițiile. Aș veni și aș zice în felul următor, și nu numai pentru asociațiile profesionale, pentru toate asociațiile și ONG-urile din România, să fie transparent. De unde primești banii, ce contracte ai, cine te finanțează, fiindcă haideți să vă spun un lucru. Fiindcă noi discutăm la nivel de România, dar la nivel de Bruxelles la fel. Majoritatea ONG-urilor de acolo, și uitați-vă scandalurile care au apărut, primesc bani din zona asiatică, Rusia, și el se luptă cu ecologia în Europa. Știți? Păi haideți să... Eu nu zic că n-are voie să primească de unde o vrea, dacă nu face infracțiune. Dar să știm și noi de unde. Dar să știm și noi. Și atunci am și eu pot să judec. Ca să vedem interesul. Fiindcă în momentul în care citesc o hârtie și mie mi-arată acolo că albinele cresc 2 milioane de hectare și altul mă face bou în față și dă un regulament și zice că nu e adevărat, dar sunt cifrele lui, vreau și eu să văd. Așa. Că știți, după 2 ani devine. Cum a fost Gerhard Schröder? A terminat cancelar, după aia a plecat mare consilier în Rusia. Altul a terminat comisar european. Da, știți că ce spuneți dumneavoastră acum mi-aduce aminte de un alt subiect cu interzicerea transportului de animale vii și de-aia mă uit așa exact. În cameră. Unde... E tot așa un ONG care și la final spun ciobanii, nu spun eu că ar fi plătit de undeva tot, până Australia, Noua păi, Zeelandă. Păi, au uitat aia tot așa, da. Fac comerț cu animale vii. O fi exact. Coincidență. Aflăm, nu știm. Ei, și de asta zic, adică ar trebui și o transparență. Hai să vedem de unde vin banii, de la ce firme. Că sunt multe jocuri de culise. Nu e momentul. Dar multă lume căpușează ca relație. Eu n-am nimic împotrivă cu lobby-ul. Dar lobby-ul trebuie să fie transparent. Eu vin la domnul Ghinea sau la domnul Pană cu pixul în mână, vin cu doi avocați după mine și încerc să-l conving că o prevedere legală e bună. În momentul în care plimbăm și niște bănuți de la stânga la dreapta, ca să aibă și domnul Pan o pensie liniștită, să mai trăiești eu pe lângă dânsul, e, acolo nu mai e de lobby, e de trafic de influență. Deci lucrurile trebuie să fie clare. Vrem să fie clar și benefic. Trebuie să facem lucrurile transparent. Și atunci
Vă spun, în România am avea mari surprize și eu mă rezum doar la România, dacă aceste lucruri le-ar face publice. Și dacă ar apare și fiecare ar publica, cu cine are contract și ce bani a primit. Da, ar fi interesant. N-ați avea dumneavoastră emisiuni cât să acoperiți 10% din subiecte. Dom'le, fondurile europene pe pilonul 2 au fost condiționate să faci parte dintr-o asociație? Era o condiție artificială. În realitate nu funcționa. Da? Deci acolo de ce Uniunea Europeană a fost de acord? Ia fă la plus. Păi da, dar spunea domnul Gheorghiță că statul român plimbă hârtiile astea prin diferite sertare. De ce le plimbă? Pentru că întotdeauna politicul nu vrea să meargă în fața electoratului cu astfel de chestii. Negocierea intereselor altor state, pentru că ăla trebuie să primească vot și atunci se unește. Să demontăm o bazaconie care circulă în România. Invariabil, indiferent ce nu facem noi în România, Comisia Europeană devine. Nu facem autostrăzi, nu facem drumuri, nu facem pușcării, nu facem școli, nu facem nimic. Oameni buni, haideți să înțelegem un lucru, să fie clar pentru toată lumea, măcar pentru telespectatorii de la emisiunea noastră. Da? Orice regulament sau directivă care înseamnă acte legislative europene se aprobă de Parlamentul European, unde sunt europarlamentarii, ăia care primesc câte 12.000 de euro salariu, așa, plus Consiliu celor 27 de țări membre. Și unde se merge în funcție de cine trebuie să participe? Președinte, ministrul de interne, dacă e Jai, ministrul agriculturii, dacă e Agrifiș și așa mai departe. Deci, statele membre. Dom'le, nu aprobă Comisia. Comisia aprobă doar regulamente de aplicare și regulamente delegate. Adică, dacă cele două organisme îmi dau de mandat să fac ceva, să-i dau o hârtie lui domnul Popa, îi dau o hârtie. Dar în baza mandatului. Nu fac eu de capul meu Comisia Europeană. Deci să înțelegem. Comisia propune. Dar cei care aprobă sunt ăștia mulții. Inclusiv ai noștri. Deci, Ursula, doamna Ursula von der Leyen, ea săraca are și ea, dar nu are atâta importanță pe cât credem noi. Lucrurile sunt mai nuanțate, dar e foarte ușor să scapi, să dai după cireș. Ăia-ți de vină. Da, uitați, un alt telespectator îmi scrie așa, Andrei Ion, mă rog, la un alt subiect pe care l-am discutat ceva mai devreme, atât timp cât pentru o calificare de ospătar ți se cer minim 10 clase, iar pentru o calificare de administrator al unei societăți ți se cer 8 clase, avem o problemă. Asta ar trebui să înțelegem cu toții și în agricultură ar trebui reglementat lucrul ăsta. Corect, așa e. S-a început, poate nu cât mi-aș fi dorit. Acum, ca să devii utilizator de pesticide, nu poți dacă nu ai minim bacalaureatul. Nu contează în domeniul sau dar înseamnă un nivel mai superior de a scrie și a socoti. E un început. Mâine, poimine, nimeni nu va mai putea utiliza pesticide decât dacă ori are acest certificat, adică minim bacul, ori face un contract cu un prestator care i-a autorizat. Deci începem cumva. Asta cu contractul este și acum. Pentru... Da. Și s-ar putea ușor să se mai schimbe. Da, tăi și de plus. Că... Da, bun, am ajuns la finalul întâlnirii. Domnilor, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Mă bucur că am avut astfel de teme de dezbatere. În primul rând, mă bucur că am fost în această companie în seara asta. Cred că și telespectatorii au putut aprecia o discuție sinceră, liberă, așa cum i-am obișnuit. Mâine seară, tot aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, să știți că am invitat tineri fermieri, dar nu orice fel de fermieri, ci oameni care au o anumită maturitate, deși dacă ne uităm în buletin, am crede că sunt încă la vârsta în care copilăria le mai dă târcoale. Sunt maturi, deși au în jur de 30 de ani și gândesc economic, fac afaceri în agricultură și afaceri de succes. Până mâine seară, sănătate multă! Să auzim de bine!